Salut și eu am găsit la un episod din GTA Online aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom juca RPG vs. Insurgents. Nu uitați dacă vă place să apăsați butonul de like și vom continua cu un episod în fiecare seară. Și din ce văd s-a updatat această chestiuță. E 1.5 pentru că acum ai și lansator de grenade ceva. Da. Au băgat grenade launcher, că așa scria în descripție. Bă, interesant! Cineva s-a urcat cu mine mașină, nu? Nu. Mă uitam să văd dacă m-am urcat eu din greșeală, dar nu. Rachetă! Oulă! Mamă, ești nebun. Băi, tu, voi vedeți pe aia plutind? A, acum a apărut chestia. Nu, că nu se văd, dar... Ia, veniți, prieteni! Ia, uite-mă! Prieteni! Bă, să știi că au lansat-o, au de-astea de... Bum! Am luat-o gagicuță. Hai că am omorât pe unul, și încerc să fug pentru că mi-a luat vreo 3 rachete. Suicide. Mi-a luat vreo 3 rachete, voi vedeți câți au murit acolo? Am văzut. Ok, cred că mai e unul singur în viață. Mamă, nu, bubui lângă mine. Am ajuns sus, am ajuns sus. Bravo. L-ai omorât? L-am lovit odată. Dă-l jos, Bă, e surprinzător, mine au tras vreo 3 rachete și nu m-au doborât, nu știu cum. Mă întreb care e faza cu lansatorul de rachete. La asta, de grenade, pardon. Nu știu. Suntem, bă, suntem 5 la 5, e mișto meciul. Da. Haos. Ce mi se pare... Mi-a plăcut că am făcut și un kill. Mi se pare interesant faptul că se face update la harta asta, fără ca noi să trebuiască să facem update la joc sau ceva, deci pur și simplu nouă ne dă harta automat, updatată. Da. Și asta e interesant în GTA. Da, mi se pare mie la platforma e puțin diferită. E diferită, da. Da, știți, astea de noi mai sunt de metă. Uite, ai grinii la încerc. Da, știu. Vreau și eu. Nu mai aveți grijă să nu picați, nu știu, o să rămân cu lansatorul, cred. Na, nu prea am încredere în ăla. Lansatorul tradițional. Și vedeți să nu treceți prin fața altora, ca o să îi bubuiți pe ei. De asta treci de aproape, frate. Mama, l-a întors pe ăla. Slăbuț, aveți grijă, opa. Oh, aveți grijă. Fuck! A luat pe cineva. Băi, nu pot. Aveți grijă, aveți grijă. Din ce parte sar băieții ăștia, a? Că... Sunt toți sub noi. Vezi că vine unul să sară. Wow! Toți sunt aici sub noi. Da, sunt concentrată. Eu nu pot să iau... Vedeți, uitați-vă pe hartă în mare parte. Vine unul în spate, da. Și fiți atenți la hartă că veți reuși. Vine unul pe rampă acum și sare. L-am lovit eu odată. Hai că l-am luat și eu. Ah! A tras pe aproape. A luat pe cineva, a luat pe cineva. A luat pe Mihai. Bă, rost! Mamă, cum a trecut ăla pe lângă mine, ești nebun? Da, să rămas voi trei. Băiatul ăsta ajunge aici. Lol, l-ai împins. Hai, aveți grijă, băieți, vine unul alt. Îl văd, mă uit și în partea cealaltă, ăștia sunt sub noi. Mamă, frumos l-a luat. Ok, o să fiu atent pe hartă și sper eu să nu mă prindă ăștia. Trage ceva cu flare-ul, din ce văd. Ok, din partea cealaltă nu vine nimeni. Vine spate. Stare pe mine. Da. Fac, nu-i de bine. Aproape la nieri pe ăla. Nu. M-a omorât. Te cred, a rămas singur? Da. Shit. Da, cam na. Asta e șansa mea? Asta e șansa ta. Nu vei regreta. E șansa ta, toți sunt în viață, mă. E remiză. Asta e șansa mea. Nu vei regreta. Eu am încredere în Max că a jucat FD. Lol, era să cadă unul. Uite. Ha, mai în față. Uite pe ăsta. Cred că ar să ia Max pe toți, știi? Încă una, încă. Bum! Păi că dacă ăștia își vor schimba astea, oricum ei mai au 3 minute. O să rămână fără la un moment dat, o să rămână fără. Rezistă tu 3 minute, cum câștigăm. Acolo jos, mă, ca să-l arunce ciudat. Bun. L-am luat, totuși. Să trage înăuntru. Yes, bravo. Mamă, îmi dă rank la crew. Păi da. Ești bun, Max. Spate. Nu! M-au venit amândoi, mă, pe mine. Ce-ți faci, n-ai avut. N-ai avut. De unul m-am ferit, știi? Da. Oricum, e premiză. E balansat meciul, știi? Adică, bine, oricum chiar dacă câștigăm, chiar dacă pierdem, e distractiv jocul, așa că, da. Hai să continuăm. Enter. Ai și Robert, eu acum am văzut.
A ieșit? Nu, nu, zic, e și Robert, acum l-am văzut. Înțeles, a ieșit Robert. Nu-l văzusem. Dacă tu ai intrat mai târziu un pic. Așa. Bun. Știam că îi mergeam pe burtă. Acum, ideea e următoarea. Cum au sărit de-aia pe mine amândoi deodată, cred că asta e strategia ca să... Nu știu. Acum, că dacă ai ajuns sus, e dezastru pentru ei. Pentru ei nu neapărat, pentru că dacă toți se trag în tine deodată, te vor dobori. Dar se omoară și ei, mă, dacă... Nu neapărat. Ești acolo sus pe platformă. Da, e foarte complicat cu ăla cu grenadă. Crezi tu? Deci mai bine rămâi cu... Nu, ăla trebuie să tragi direct în fața lui cum ar veni, nu trebuie să tragi și pe distanță. Uite, acum ai grijă, Mihai, da? Nu, mai bine cad. Ah, fuck. Bă, dar e ciudată rău chestia aia, că e ca o fâșie așa. Stați așa, băieți, că vreau să mă ascund aici, hop. Olo. Nu asta, mă, femeie. Mi-l iau pe ăsta roz. Ok, mă învârt aici, văd câți mai sunt, 4? Da. Da, a mai ieșit un tip, dar nu știu dacă de la noi sau de la ei. Nu, mi-a tras pe farbriz. No! Bă, nu m-a nimerit nimeni momentan. Pe mine, pe mașina. Faptul că nu se vede platforma aia. Da, voi vedeți că suntem, dar mai suntem 4 la 4 ore sau ce? A, mai jos sus! Da, aolo, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ia ce, ce eu calcă pisica. Mamă, ce a făcut? E, acum ai 2 la 4. Hai, e cineva sus cu mașina, lol. E pisica, e calcă pe toți. Pisica, calcă-i. Ia, trage, hai, tipule, trage, hai. Ce face, băiatul? Nu trage pentru că știe, știe că o să moară. He knows. Încerc să ajung eu. A picat. L-am văzut cum mergea. Adică pur și simplu mergea. Lasă-mă, băiesc, că mă. Mersi. Frumos, bravo. Păi, nu știu, cred că a luat vreo câți? 4? Câți erau? 3 au luat. A ieșit unul de la ei și unul de la noi. Ah, ok. Uite, de asta intrăm... 5 la 5, în caz că este cineva să nu-i se închidă misiunea. Da, pentru că dacă ai 4 la 4 și îți iese 1, se închide misiunea în mijlocul jocului. Da, și așa... Așa, uite, au ieșit 2 și nu s-a închis și o să continuăm. E bine. Bine, acum dacă mai iese cineva acolo... Acum dacă iese cineva o să ne închidă misiunea, dar sper eu să nu. Adică de ce ai intrat, frate, într-o misiune de genul ăsta că nu vrei să te joci? Îți dă și foarte mulți bani și foarte mulți. Îți dă foarte mulți bani, chiar dacă pierzi câștigi mult în jocul ăsta. Da. Știu unde cred că e bun grinei, dar niciunul, dar nu e bun. Vezi că te da pe margine, pisica, ai grijă. Știu, am văzut. Când urcă sus, aici, să dai cu grinei de launcherul fix în el, are explozie mai mică. Și mă gândesc că îl împinge mai bine, dar... Se poate. A încercat tipul să le balanceze puțin. Bum! Mamă, l-a lovit pe robot. L-a luat? Sunt doi mari. Bum! Ah, fuck. Mamă, ce m-am speriat. Mai aveți grijă, aveți grijă, da? Da, uitați-vă constant pe hartă. Spate. Să-i vedeți din ce direcție vor veni. Mamă, câte brachete primește ăla. Săracu. Aveți grijă, în spate vin doi, acum vin pe rampe, aveți grijă. Avem. Asta ajunge sus? N-ajunge. N-ajunge. Bun, unul vine pe rampa din spate acum. Sunt doi. No. Grijă. Mamă, și-a luat. Cum am ferit. Frumos. A fost ca în filme. Spate pe lung. Ok, uitați-vă pe hartă constant. Sunt toți sub noi aproape. S-au dat jos. Ce bubuie. Hai că l-am nimerit. L-am nimerit și în aer. Încă una. Ah! Încă una, încă una. Hai. Bum! Ești nebun. Unul sare acum pe rampă. Sare unul roz, unul roz. Sus! Nu! M-a lovit! Ah, fuck! Vezi că mai sare unul acum, a? Nu. Au trecut doi pe lângă mine la limită. Am văzut! E, hai că am murit de cât eu, ok. Am rezistat. Ăla trage cu flare în sus, ai văzut? Cine? Unul de la ei. Trage cu flare ca să ne cadă în cap, știi? Vezi, vezi că este aici. Frumos. Băi, intens meciul. Da. E unul care stă jos aici pur și simplu și trage cu flare. Oh my god, să nu moare ceva. Să fie sănătos, adică... Și dacă îți dă foc, pierzi 50% viață, nu pierzi mai mult. Oh fuck. Mamă, cum a zărit ăla. Vine, vine, Max, dă... I-am tras sub el, frumos. Faza că aveți grijă la ăla, că e destul de... Toți din față momentan. E destul de persistent. Nu, cred că s-a săturat și el să tragă cu flare-ul și alt insurgentul și a plecat. Vine unul acolo.
Asta, foc. Hai, te arată în spate. L-am nimerit, l-am nimerit pe ăla. A, hai și tu, nu. Pe bune? Da, de la cine? Blick and left. E de la... Bă, dacă a ieșit, mă, că... Depinde cum facem runda asta și vedem... Am pus atat între tu 4 la 4, dar cred că era spectator. Da? Posibil, da, ok. Da, slavă Domnului. M-am panicat, știi? Acum e 3 la 3. Dacă îl nimerezi pe ăla, mamă, frate, glumești? Deci l-a nimerit în aer, într-un hal. E un prieten în coace, ha? Ia! Rău, stă pe flerite, țărat. Acum. Oh, hai de capul meu, ce frumos i-am dat-o. Era să lăvească pe rup. Frumos. Spate, spate, spate. Băi, era frate meu de-asta de grenadă, du-te. Eu nu suc și... Stai de rapa. Ah. Ma, ai grijă, ai grijă. L-a lovit Robert în spate. Încă una. Una, așa, bravo. Încă una, acum, acum. Hai. Nu poți să arunc acolo jos. Bum! Frate, da, a explodat. Rampă. Bă, parcă-s mai rezistente, nu știu ce s-a întâmplat. Un pic, parcă, dar nu știu neapărat dacă e chiar așa sau da, poate mi se pare, nu? L-a luat pe unul. Ia că bum! Bă, asta a fost cea mai tare rachetă pe care am dat-o în viața mea. Bravo. Ai văzut-o? Da. Frate, la ce distanță am dat-o? Oricum, am mai nimerit și la distanță. Dacă e să fie ieșit vreo un, dar nu ieșe mă niciunul. Dar a scris în... Da, cred că a intrat spectator și a zis, a, nu, n-aștept până runda viitoare, că e prea mult de așteptat și a ieșit. Probabil vrea să intre într-o sesiune nouă și l-a băgat la noi. Și e bătrân și n-a mai apare sesiunea de intrat cu join, adică chiar dacă noi suntem în mijlocul misiunii? Da. Băi, distractiv modul de joc acum cu modificările astea pe care le-au adus și chiar îmi place, nu am mai jucat de foarte mult timp. Adică chiar cred că au trecut vreo 10 episoade sau 20 de episoade, nu mai știu. Foarte dar rând, chiar nu am mai chiar n-am mai făcut. Chiar n-am mai făcut insurgență de foarte mult timp. Haide. Mă, să-l dau și eu cu flare-ul, frate, pentru că de ce nu? Da, o să dau și eu. Rachetă. Și-a luat Robertul rachetă în față. Eu nu o să sar încă. Sar eu. Aștept să săriți puțin. S-a ținut și unul din greșeală. Da, a mai murit unul. Mai sunt doi. Doi mai sunt de la ei. Scuze? Cam nașpa. Scuze, am vrut să... A zis că te ieși exact în partea opusă. A ieșit... Oh, mi-a luat o rachetă aici. A ieșit, frate, te-ai ofticat. S-a ofticat ăla, mă. Oricum, frate, consider că am câștigat pentru că... Frate, ce caută ăsta aici? M-a nimerit ăsta în aer. Sper să nu mă nimerească așa acum. Sunt bine. Dă-i drumul. Niu! Uite mașina de trafic. Ce faci fă rătăcitule? Eu nu cred că e o idee bună să stai în Insurgents vs RPG ca AI. E o idee bună deloc. Da, am ajuns sus și m-a lovit. N-am vrut. Da, naiba. Bă, dar exact cu rata de spate m-ai lovit. Ultima rata de spate. Mai e unul pe care trebuie să-l omorâm acum și câștigăm. Da. Ia, ia fiți atenți la faza asta. Încerca să arunc. Aproape. Era foarte aproape, am fost la faza aia. Bă, dacă e, poate jucăm și niște... Dacă vrea și Robert să intre, niște... Cum îi zice mă la ăla? Every Bullet Counts? Că n-am mai făcut nici Every Bullet Counts de foarte mult timp. Și tot așa mi-a fost dor de modul ăla de joc. Bravo, Robert. Bravo, tata. Frumos, bravo. Deci am câștigat. Oricum, avem două runde la un... Oricum e match winner. Trei? Ah, am câștigat deja. Da, am câștigat meciul. Super tare. Eu mai am foarte puțin și fac, uite, deci am făcut level 97 acum, încă 3 și am făcut level 100 și pot să-mi iau și o mașină aia șmechere și mergem, facem tot felul. Ok, hai să vedem ce reușim să facem la un offense-defense, acum o să fie mai interesant că suntem 4. Și offense-defense era ăla cu... Unul trebuie să-l apere pe unul, nu? Parcă? Da. Lentă și unul e o mașină mai rapidă. Ok, hai să vedem ce reușim să facem. Deci tu ești cu Robert și eu cu pisica, da? Da, eu am cu Ruma, nu? Tu ce ai, Max? Nu știu. Cred că m-a dat cu muscle pe mine. Cu Ruma. Da, deci eu sunt cu mașina lentă. Bă, verde am. Interesant că mă dă pe mine și pe cine mai lângă mine cu mașina lentă. Da și pe mine, da, ne-a dat pe amândoi. A, sunt cu tine. Bă, n-am înțeles. Nu, tu... Eu sunt verde, tu ești portocaliu. Noi trebuie să ajungem la destinație. Ah, trebuie să da. Ah, nu! Ceilalți vin din spate, înțelegi? Și noi trebuie să ajungem la destinație. E un fel de cursă. E o cursă și ei trebuie să ne... Ei trebuie să vină să ne împingă... Pisica trebuie să mă împingă și Robert trebuie să mă protejeze. Bă... Puțin ajutor. Uite-mi pisici, Robert. Așa.
Mihai, nu fă, nu fă nebunii. Nu pot. Nu fă ne... Acum ești pregătit? Sunt pregătit. Pune Dumnezeul lui, ați luat-o, mă! S-a redresat, mă, ia uite la el. Da? Urât. Hai. Din partea ta. Știu, știu. Mersi de puși. Nu vreau să-ți dau. Hai, Max, fugi. Eu fug, dar... Ah, mersi, Robert. Nu știu ce faceți voi acolo. Se bat aici. Oricum la... Și nu pot să mă scar. Oricum la genul ăsta de joc, n-ai cum să te joci cu non-contact, știi? Adică... N-ai cum. E făcut special pentru că trebuie să vă ciocniți, trebuie să vă bușiți, trebuie să... Da. Bine, trebuie să ajungeți... Acum Robert, ideea pentru el e să vină să mă împingă pe mine, dar... Nu, el... Mă împinge pe mine. Împinge. El știe, știe ce trebuie să facă oare? Păi, am mai jucat. Am mai jucat, nu mai ți minte. Păi, uite, și scrie jos ce trebuie să faci. Da, coleg, de ce ai points pentru mine? Nu știu ce scrie la voi. Probabil... Am luat o pancardă. Luam și eu. Aoleu, stâlpul. Momentan la mine e lejer. Stâlpul, stâlpul, doamne, copacul. Nu știu cât o să mai, nu știu cât o să mai fie lejer. E lejer, stai calm. Momentan. Frate, du-te în spanaci de mașină. Bă, dar voi ce ați făcut? Ați rămas în urmă toți? E mai bună cu râma mea de acasă. Da, mă, băi, uite, sar aici, frate. Ne-a luat off-road. Toată lumea a rămas în urmă, eu sunt cu mult în față, păi, adică... Dar eu sunt aici cu ei. Dacă nu te-a lovit nimeni. Da, de ce Robert nu vine pe mine să mă lovească? Uite, vine acum, tăi tare, e blăniță, Max. Oh, fuck. Mai bine nu ziceam. A ajuns deja la tine? E aproape. Și-a dat și el seama ce te spune. Nu, dar am văzut că a luat-o eu off-road și am pierdut prea mult timp. Și... da. Oh, shit. Oricum n-are ce să-ți facă, că Mihai e aici cu mine. E bătălie acolo, e bătălie mare, a? Eh, nu chiar, că uite... Bă, nu se poate așa ceva. Te-a întors? Nu, nu, am intrat eu în ceva care pare ca și cum poți să intri prin el. Uite-te și tu. Nici n-a ajuns la el, frate. A, podul ăla? Nu, 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 gen, era ceva din lemn, știi? Și am trecut prin 7 milioane de chestii din lemn până acum și nu s-a întâmplat nimic. Acum, ca prin minune, chestia asta e indestructibilă, știi? Vezi că vine, vezi că e în spatele. Îl văd, îl văd, da. Ven și eu. Ven. Vine la mine, vezi că e exact lângă mine. A, mașina asta pe off-road e dezastru. E, să vezi ce off-road ai mai încolo. Am ajuns. Mai e mult de mers, Max? Mai e destul. Bă, uite-te și sunt 13 checkpoint-uri. 13 checkpoint-uri și noi abia am luat. Aha. Vezi că mă împinge, să... Știi care e faza? Dacă mă împinge în apă, ce se întâmplă? O să arestezi mașina și îți dă mașina nouă. Ah, ok. Deci nu pierzi mașina. Mă gândeam... Mă întoarce. Ai reușit? Da, mă tot întoarce, dar... Da, mă, adevărat cu off-road pe aici. E mă tot învârt, știi? Știi, vezi că știi care e hidraulic și se ridică? Nu pot să trec, mi-a oprit față. Și până când? Să vină pisica să te deblocheze. Ia, trec de aici, mă, și lasă-l în față. Păi și acum mă blochezi tu. Păi, eu m-am întors. Ia, te uite ce face. Băi, n-auzi, mă! Mă, Robert, mă! Aolo! Vreau să-l scoți de aici. E bătălie mare. Vezi că vine Mihai din urmă. Oprește pe Mihai. Bă, Mihai. Oprește-l pe Mihai. Facem bă, nene, bă. Fuck. Era să. Am făcut o manevră. Dacă n-are Robert din tine, apoi stai să vezi ce să fac eu acum. Acum hai că mă grăbesc, că Robert e după mine. Dar aș vrea să scot o, un C4, frate, și acum. Și la fel. Și eu. Deci, am instinctul ăla să scot un C4, mam. M-am pins pisica. Fuck. Bă, 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 bă. Oh, no. E aici, Robert, mă împinge. M-a răstoarnă. M-a răstoarnă. Bă, mai știu în spate. Așa. Ți-ai dat restul la mașină. Ia uite, era tot cu pintine, lol. Pisica, nu mă opri. Da, nu vreau, vreau să mă întorc și eu, nu crezi? Uite și oprește-i. Uiii! Ce bine, băieții. Așa, hop. Ți comi greu, tot uite pe Max ce drifturi face. Uite-l pe Robert, a sărit cu mașina.
Pisica să-l strâmb. Să-l strâmb că rămâi. Ce fac, mă, Robert, mă? Aaa, nu, 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 că mă lovește și pe mine. Da, da. Lol. Ce faci, mă, să sar cu hidraulicele? Nu, mă, el ridicat ca să merg bine pe front. Nu, din 13. Faza că Mihai acum... Oh, nu, urcă. Nu, nu, nu. Nu, că e bine, e bine. Mamă, ce m-a săltat. Nu, pisică, lasă-mă să trec. Dar nu te vedeam, te-aș lăsa dacă nu mai pot să trec. Fac. Te arunc. Da. Vin și eu? Mama, dar tu știi ce e aici? E petrecere. Și la asta abia trage. Tu știi că pe aici, adică, nu înțeleg cum o să putem să trecem. Dacă pici, da. Restezi vehicul și te dă pe drumul. Uite, momentan, eu nu pot să trec din cauza lui Robert. Și eu abia urc dâmpului pe aici, alol. Ha, ce acolo? Te dă jos, te dă jos. Văd, da. Hai că s-a dat și el jos, apasă. Nu, pleacă pisica. La naiba. Te-ai redresat, Max? Da, eu sunt bine. Hai că mai abii până urcă. Da, s-ar putea să ne întâlnim cu ei în partea cealaltă. Și chiar asta se întâmplă. Eu sunt un pic mai sus de checkpoint. Da, mult. Mamă, cum e curba asta. Doar ce pe pisica. Ce faci, pisica? Bine, tu? Ai făcut flip. Aaa, mi-a sărit în față. Mi-a apărut în față, Robert. Ți-a apărut, Robert, în față. Ia uite-l, mersi. Oh my god. Mersi frumos. Te-am prins? Da. Aia la nebă. Hai, du-te jos. M-a ajutat pentru că eram întors. Nu cred că a vrut. Da, îmi dau seama. Hai că vin și acum. Bă! La viteză! Wow! Mersi. Oh shit. Bă, ce i-a făcut? Lol, pe unde ți arată checkpoint-ul să o iei, tu vezi? Observ. Ce unde e ăla? Ce bug de... E bug de GPS. GPS major? Cum s-o ia așa vreodată? Oh my god, ce te-a aruncat? Glumești? Oprește-l acolo, ține-l acolo. Vezi că vine după tine, da? Să fie sănătos. Unde mă arăt? Uuuu, boom! Ai! Bravo, Max! Bravo! Ai, frate, doamne, ce... Sări strâmb eu. Și mă blocasem. Păi ești nebun, ce intens a fost? A fost super intens, dar e bine că... Am reușit să plin de adrenalină, așa, știi, bă, că... Bă, 10.000? Da, 10.000. A și durat ceva, adică nu. Cred că bravo. Toate misiunile sunt în funcție de cât de mult durează. Indiferent de ce faci misiune sau chestii de genul ăsta. De-aia și RPG vs. Insurgent durează mult, știi? Uh-huh. Da. Și atunci jocul îți calculează automat cam cât trebuie să primești, în funcție de cât timp ai petrecut. Keep the pace, da, chiar așa. Care sunt mișto alea. Da. Asta o să trebuiască să avem grijă, pentru că dacă intrăm unii în alții, aici o să fie rău. Dar putem să dăm ala, să nu ne mai... Nu cred că se poate. Se poate? Nu cred, nu știu. Cred că e făcut special, cred că e făcut special ca să... Yo host. Team Bassing, First Wing, Clothing, no... Nu, nu poți să modifici. Nu, n-ai. Era de așteptat. Da, nu poți să modifici. Uite, fix 4. Asta e și ideea, frate. Câte runde punem? 2? Poți să bagi... Da. Cred că-s două. Nu, e una singură, fără să... E o rundă. Da, e o rundă. Trebuia să setezi. Gata, hai. Adică acum cine câștigă, ăla câștigă, gen. Da. Mai bine, faci mai multe. Păi da, da. Mai multe misiuni diverse, nu aceeași misiuni. Ia uite ce așa cool stau eu. Cine are decapotabilă? Așa o, bă, nu. E singura că decapotabilă. Da, normal că sunt mai cu moți. Nu înțeleg de ce. Cred că o singură mașină o dă cu decapotabilă și restul nu sunt, în general. Și e random. Bă, sunteți cam agresivi, vă. Mamă, simți, voi vedeți că e fucking titan în față? Da, văd. Nu pot să mă dau jos din mașină să-mi iau? Holy shit. Să sar peste titan. Ia uite-i mă cum a autorizat, doamne. Nu, exploda. Momentul tău, moment. Avioane, bă, avionul ăsta s-a băguit și era să intru în el. Băi, m-a lovit de coada la titan, mă. La fel, frate, am se băguise asta, mă, cum îi zice? Se băguise un jet și nu mai decola și era să intru în el. Ciudat. Ce, dacă e misiune oficială? Aici nu prea e probleme. Poți fost chestii de lag? Da, nu știu.
Aoleu. Ce mic elicopter are? Oh, și tank acolo. Da? A greșit-o un pic. Uite și Max. Drag drifturile. Uite tirul lol. What the hell? E drag armată, mă. Adică o să înceapă acum masiv. Aoleu. Frâne de mână. Nu, nu merită. Săritura asta e... coada de la Titan. Hai, bum! Gata, Roberte? Yes, gata, bravo. S-a zis? Și acum o să opresc, că n-are rost să mă mai duc. Chiar n-are rost. Bum! Bun! Uite, ai și Max în flăcări pe ușa. Da, da. Nu, că l-ați sfârșit până... Practic eu aș fi putut să mai merg, dar n-aveam niciun rost, având în vedere că voi ați făcut boom. Da. Da, ar fi fost mișto să mai fie o rundă ca să ne batem între noi cu rundele, știi? Putem să dăm replay, că se încarcă destul de ok. Hai să vedem ce primim aici, dacă e. Uite, keep the pace în altă parte, poate. La casino? Hai la casino, că e mișto. Îmi place... Aolea, ăsta e ăla cu curbele alea ciudate. Îmi place că au obstacole mișto acolo. Da. Pune două runde aici, că e mai... Să avem, să putem să ne batem în runde. Stai, da. Two rounds e maxim oricum, deci... Păi știu, two rounds, dar zic, măcar câștigă unul, pe aia câștigă altul și pe aia... Și oricum faci două, trei runde. Așa, dă-i drumul. Bă... Ar trebui să fie interesant... Bă, sunt la costum, ești nebun. Costum, bă... Și eu. De ce mi-a mie costum alb? Roșu. Te animeri jocul, știa că îți place alb. Și tot timpul îmi dă mașina asta roz. Mi-a dat o roșie de data. Te potrivește cu albul tău. Nu, nu prea. Merge, mă. Ce claxon azi, mă? Ce crezi că n-am claxon? Crezi că n-am claxon? Vrăm! Asta o să fie nașpa. Am încetinit că făceam accident acolo. Aha. Merg cu spatele, că altfel... Eu am făcut bun, cred. Mamă, merge cu spatele, Robert. Hai, Robert! Și am mers cu spatele, că altfel muream. Bă, nu mă mai împinge, ți-am vrut. N-am vrut, Ia uite-mă. La sărituri e periculos. Mamă, cu obstacolele astea. Parcă le-am schimbat un pic. Nu cred. Ia uite-mă. What the fuck? După ce le înveți, știi exact unde să trebuiască să cotești ce înainte să cotești. Ui! Olo! Ce-ai făcut, Max? Era să alunec. Sunt bine, momentan. Ia uite-l, mă, pe Mihai, merge pe perete. Ai văzut? Mihai e Spider-Man. Ce-ai făcut pizica? S-a lovit de mine și s-a învârtit. Ai făcut bum, cred. Ai făcut bum? Da. A făcut bum. A intrat în mine în lateral și n-am avut să-i fac. M-a lovit Robert, m-am urcat pe perete, pe lateral. Am văzut, am văzut. Ai făcut flip cu mașina. S-a mărit viteza. Aveți grijă că viteza acum e mult mai mare. Olo. Ai grijă, vezi că-s mașina. Bă, totuși eu nu vă văd pe voi unde sunteți. Mă, pe mine, uite că sunt pe jos. A, sunteți sus, ok. Să vezi când se mărește foarte, foarte tare, trebuie să iei curba înainte să-ți apară în față. Am aterizat cumva pe lateralul mașinii, mă întrebați cum. Ai bubuit? Oh my god. Am sărit strâmb. Robert. Aoleu, fii atent că e la limit, deci nu poți să pui frână deloc. Curba asta nu poți să iei. Zici tu? Aici nu poți să iei. Aici e problema, fii tu. Vezi? Oricum e ultimul lap. Ți-a plăcut asta, a? Aici am aterizat strâmb. Ia uite-mă acolo, pe mașina. Te-am călcat. Da. Eu am fost mai în spate puțin. Ai grijă, Max. Mamă, cum e viteza. Finish. E la fix, dar oricum eu termin aici. Da. Da, te-ai terminat. S-a terminat făcut flip. Bine, asta e o rundă și acum asta era și ideea, să putem să facem mai multe runde, să vedem cine câștigă meciul final, știi? Da.
Mamă, dar ce m-am urcat Robert acolo pe perete, tot așa eram. Am văzut, dar mă uitam în spate să văd ce face și când o văd pe mine pe pereți era. Și m-a surprins faptul că reușește să dai jos și să nu bubui la faza. Da, și să continui să meargă, știi? Mi-am păstrat viteza, știi, am ridicat roțile ca să lovească roțile, ceva să accelerez. Mă, eram acolo, mă chinuia să țin controlul. Da, da. Păi ne-a referit pe drum, știi? Bă, terminați mă, clac. Băi. Am și eu. Acum e periculos, mă, la început, pentru că... Uite aici, de exemplu, pun frână, pentru că altfel ne bușim. Și vă pe voi în față. Mă, nu vă mai bușiți, mă. Mă sperie, Mihai. Ia uite-i, mă. Ia uite-i, mă. Doamne, ferește. Mergi cu spatele, Mihai. Mergi cu spatele, Mihai. Am mers un pic. E bubuit? Nu. Mergi până când te întorci și te întorci cu acțiunea aia, știi tu. Cu șmecheria. Cam Fast and Furious, mă. Da. Știi cum te-am învățat? Dar merge frâna de mână, ai uitat? A, nu merge? Cum să nu meargă? Merge. Merge, ce, mă? Da, ia încerc. Eu am încercat. Merge, chiar merge, am pus acum. Nu merge, mă, fraie, mă. Ba da, merge. Încearcă și ai să vezi. Eu cum crezi că fac drifturile? Nu-ți trebuie. Nu știu că nu-ți trebuie, dar zic, chiar merge, că am încercat-o. Ați bubuit vreo unul? Nu. Nope. O să bubuiți în curând, că se mărește viteza. N-aia, nu fac greșit. Deja suntem la distanță fiecare, nu numai eu. Opa, la limită. Așa, aulău. A, s-a murit. Se mărește pentru toată lumea sau doar pentru mine când ajung? Pentru, când ajungi acolo la... Da, dar zic, dacă ajung eu, se mărește la toți deodată? Nu, no, că treci linia de finish. A. E per lap. Mă gândeam că vă mărește la toți când am ajuns eu. Nu. Ia uite-mă cum sară acolo în spate. Foarte mișto... Cum e, cum se vede că acum cu soarele, știi? Că e lăsat. Foarte colorat jocul. N-am văzut asta, fuck! Ai făcut accident? Da. Bum! Mamă, de-a lovit și eu de ea. Toți, știi? V-ați lovit toți de ea, mă? Da, da. Glumești? Era o trecere unde puteai să treci decât cu o mașină și s-a lovit, a sărit în spate, am încercat să o culești, n-are, știi? Da. Și am sărit și eu în lateral. Și am încercat să merg cu fața în sens invers. Capcană! Asta a fost capcană mortală. Da. Chiar da. Bun, hai să vedem ce primim după asta. Sunt foarte curios dacă reușim să găsim o misiune. Bă, dacă nu, aș vrea o parașută. Ai chef? Da. Iar facem faceplant. De parașute? Da, vreau să mă dau cu o parașută. Mihai, ție nu-ți place să te dai cu parașutele? Îmi place cu trambolina și cu bungee jumping. Ah. Oh my god. Chiar, n-am fost în viața mea, n-am fost în viața mea cu parașuta. Sunt foarte curios cum e. Dați-i refresh. Mă, nu m-am dat cu niciuna din ele încă. Dar din ce mai mare... Uite-o acolo pe aia. Care? Airstrip. E singura cu parașute. Cea mai mare frică la bungee jumping e să nu se rupă coarda, știi? Ar fi tu-ți dai seama să te dai cu bungee, te leagă de picioare, nu știu ce, te dai în jos și bum, se rupe coarda. Tu-ți dai seama ce se întâmplă? Ajungi ca în GTA, waste. Te faci praf, ce waste, nici nu mai ești. În GTA te mai respawnezi. În viața reală nu mai există respawn. Nu știi, gamers don't die, they respawn. They respawn în altă lume, nu știu. Păi da, n-am zis în ce lume. Asta da. Dar totuși, existența ta aici nu mai e. E periculos, frate, nu știu, e într-adevăr adrenalină și asta, dar mi se pare mult prea periculos ca să riști, dar nu știu. Voi v-ați da cu parașuta dacă ar fi? Nu, nu mai da, da. Și ceva. Am văzut... Oricum n-ai voie să te dai cu parașuta direct, e unul care te ține. Taci. Da, te dai împreună cu un instructor. Da, tocmai că nu mai dai niciodată că mi-e frică de înălțime, adică eu nici nu mă uit. Uite, de la înălțimea asta să te dai așa gen... A? Știi ce mișto e? Da, am parașuta mea cu Anglia, frumos. Mai, cum? Așa. E cu Switzerland. Click, click. Așa. Frumos. Da, dar mi-a selectat și eu. A, asta e, mă, da, mi-a selectat. Bă, cât de, uite cât de superb se vede de aici. Parașuta. Deci uite cât de șmecher îi privește de aici de sus. Nu știu, îmi place prea mult. Și doar pentru chestia asta merită să te dai cu parașuta, doar pentru priveliștea asta, uite cât de frumos e. Ce vreau să zic, cu GTA-ul. Eu cred că GTA are atât de mult succes, acest joc are atât de mult succes, pentru că poți să faci orice în el. Adică nu e un singur joc. Știi?
Vrei să sunezi mașini, te duci și sunezi mașini. Vrei să te dai cu parașuta? Te dai cu parașuta. Vrei să mergi la parașute? Mergi la parașute. Și asta, și asta se poate. Și asta se poate. Fetele nopții, dacă vrei să te duci să le întâlnești, merge. Orice, frate, orice, orice vrei să faci în GTA. Nu există. Până nu bagă băieții nopții în GTA, eu sunt supărat. Faci Max. Frate, cum ai băi ratat atâta viteză? Need for speed. Am o tactică specială ca să aterizez perfect. Nu ți-o zic. Pă, frate. Pune frână, frate. Shift sau pe ce se pune frână? Șt, nu spune secretul. Pe ce ăsta era secretul? Hei, ai ce punctul? Eu. Nu, m-am dus exact pe lângă. M-am dus în casă. M-am dus în casă. Mamă, cât. Și am încercat să mă întorc și... Singurul care a aterizat e Robert. Da? You finished first, what? Cine? Eu, cică. Păi n-ai aterizat pe... Era să zic. Am aterizat exact lângă. Păi n-ai, exact. Dacă n-ai aterizat acolo. Te-a prins punctul? Aparent m-a prins punctul cumva, dar... What? Prima oară când ai aterizat piciorul tău. Unde? Când ai zis tu că câștigă Robert? O să mă uit pe video să văd, dar eu... Țin minte că n-am aterizat... cred că știu, mă. Cred că m-a luat gen cu foarte puțin. Piciorul meu a ajuns exact pe un capăt de cerc. Dar am nimerit punctele mai bine în aer. Cred că din asta m-a dat, din cauza asta m-a dat primul. Nu, dar contează să lovești oricum aia. Da-ți refresh. Ia să vedem. Îți dă mai multe puncte dacă ajungi fix în mijlocul punctului? Da, probabil da. Sunt mai puține. Swamp Monster. Facem pe ăla? Hai să-l facem, că e cu Monster Truck-uri. Monster Truck! E mișto, mă, cu Monster Truck-urile, de ce? E super șmecher. Și putem după asta, după ce-l facem pe ăsta, eventual intrăm în Free Roam. Dacă vreți... Mergem și încercăm să mai vindem niște cutii și vedem noi ce mai facem. Mai avem cutii, n-am vândut decât câteva și mai putem să mai facem profit de pe ele, așa că eu zic că mergem să le vindem. Și e curios dacă dispar din firmă, dacă le vindem. Poate că da. Nu, din depozit îți dispar, dar din firmă toate suvenirurile alea. Insurgent Sanchez. Liberatorul. Bine. Nu știu ce o să-și ia Robert, dar... Tu mai ai una în afară de liberator, nu? Parcă... Nu știu, Marshall. Marshall, așa. L-am luat eu pe ăla. E aceeași chestie la stats, nu e nicio diferență, deci... Arată doar diferit. E cu America. Mamă... Mai mult cu America decât cu America cât avem noi, nu mai există. Adică noi suntem full americani acum. E gen steagul american pe mașină. O să-mi dau camera mai departe. Nu. Hei! Mamă! Ia-te-l, mă! Doi. Ce gust are copac. E frumos, îmi place mult, e... Arată checkpoint-ul incredibil. Doare. Gata. Ce ridicol se vede, frate, cu Monster Truck-urile astea, cum merge mașina. Chiar, mă, ai voie să mergi cu Monster Truck-ul prin oraș? Dacă zice că, bă, eu mi-am cumpărat un Monster Truck, na. Așa mi-a venit mie, am bani și n-am făcut ce vrei. Imaginez că e o avere și îți dai toată casa pe Monster Truck de ăsta, da? Bă, eu nu cred că ai voie. N-ai voie, oare? Nu cred. Mă îndoiesc. Ai lovit toate bine, dacă cu camionul ai voie, cu asta de ce să n-ai? Dar n-ai voie cu tirul, de exemplu. Ți-ar fi foarte greu, cred că, să vezi, măi, oameni. Să vezi? Păi vezi mai bine de sus. Nu știu ce să zic. Vezi mai bine de sus, dar... Nu știu, ești de părere că... Eu cred că e mult mai mare decât un Jeep, de exemplu. Zici, da? Da. Bine, e înălțimea. Da. Nu ce alunecă, Robert, cu aia. Ocupă două... Două benzi ocupă chestia asta. Să știi. Asta e clar. Fac băiță! Gata, l-am depășit. Dar n-am terminat nimeni, eu n-am terminat încă, doar am intrat pe loc. S-a zis că mi-a arătat că te-ai dus tu cu lucrul. Mamă, cât de mult a rămas în urmă. Ai pierdut? Cu Monster Truck-urile... Da, asta-i faza. Cum? Da, cu Monster Truck-urile e mai greuți. E un mic challenge. Vedeți și voi cum e control, adică... Știu eu. Sar peste tot, fiecare dâmb te aruncă. Da. Și te aruncă rău de tot, adică... Chiar, mă, tu ar trebui să folosești mai mult Monster Truck on Free Roam, pentru că nimeni nu-l are. Înțelegi? Pentru că e chestia aia unică de Independence Day, dar sau când a fost. Mă omoară ca să-l ia, știi?
Dar ți-a închis ușile. No, n-ai cum să închizi ușile? Nu, e că Pegasus Vehicle. Aaa, da. E mașina care o din garaj. Deci tu dacă ții Master Truck-ul, te omoară lumea ca să-ți fură Master Truck-ul să plimbe cu el. Da, ferește. Frumos. El l-a și făcut așa. Da. El l-a și bubuit. Deci, m-am, iau. M-am și bubuit, stai calm. Frate, eu l-aș fi admirat. E un Monster Truck frumos. Mamă, te-ai și lăudat. Păi, uite, zice, au și după aia scoase C4, bum. Reacția generală și normală din GT. Păi, dă-te seama că așa sunt și viața. Salut! Mi-am luat o casă și bam. Aaa, m-am întors. Și s-a murdărit mașina pe laterală, e plină de noroi. Eu țupă-i pe aici, în ultimul hal. Și la fel, frate, și mă întorc aiurea, nu știu ce. A, e greu să-i ții control la viteză. Da. Mai apăsați control, mai apăsați shift? No, nu asta, laterale, nu. La mine când sare, o retresez în aer, nu e problemă. Aia nu-i problemă, nu, că în aer nu-i problemă, problema e când sare strâmb. A, bine, da. Ne duce dezastru. Uuu, frumos. Bă, a luat-o Robert înainte, dar eu totuși am reușit să-l depășesc. Am făcut niște greșeli, probabil, ceva. Eu cred că ești DNF. Ești DNF? Așa din spate ești? Da. Cred. Îmi place culoarea la mașina ta. Câte secunde ai, Mihai? 22? Mai ai 19. Eu zic că ajungi. Dacă te grăbești puțin, ajungi. Văd o mașină aici, statică. Eu sunt. Da. Am crezut că îți dă timp în momentul în care termin eu, știi? Și am zis să te aștept și pe tine să faci. Alo, aici e finish. Nu ai timp, mă, da, uite aici ești. Gata, hop. Bravo. Ah. Acum putem să ieșim în FreeRom, mergem la firmă și încercăm să facem, să vindem cutiile, mă. Că știi că mai aveam câteva cutii pe care nu le-am dat încă. Bine, uh-huh. Că vrei să facem rost de cutii, acum vrei să vinzi toate? Vreau să le vând, să facem profit și după aia facem rost de altele, știi? Păi nu faci mare profit dacă vinzi puține. Să vinzi mai multe. Pă, oricum le vinzi. Oricum le vinzi la un moment dat, știi? Păi da, dar ideea e să vinzi mai multe. Păi o să le vindem, o să avem puține noi, câte avem? Și aveam 8, am vândut 3, nu? Da, cred că 4 am dat ultima dată să vindem, parc, dacă mai țin minte bine. Dați-i free mode. Sper să-mi bage în aceeași sesiune, asta e faza acum. Mm. Asta chiar nu știu. Dacă e să ne bage în aceeași sesiune, probabil să durezi un pic mai mult, ca așa face de obicei loading-ul ăla, dar oricum, așteptăm și vedem. Bă, nu știu, dacă vrei neapărat, putem să mergem să mai facem rost de niște case-uri. Așa zicem. Și mai facem un case opening. Da. Ura asta. Dacă... Există aplicație pe Google Play din ce am văzut. Da, știu, am văzut. E falsă care face chestia. Ei, asta. Nu e e simulator. Da, e simulator. Adică că dacă vrei să nu pierzi bani, da. Și toată să te distrezi cu faptul că deschizi case-uri. Sau nu mai ai bani și... Nu neapărat, dar uite, de exemplu, poate vreau și să văd care ar fi norocul meu, dar fără să pierd bani, știi? Și da, atunci... Dacă, gen, reward-urile din ele, dacă sunt pe bune, știi? Aia ar fi interesant. Adică dacă chiar ți-ar pica în viața reală dacă ai deschide? Da, adică dacă premiile din acel crate sunt la fel ca cele din viața reală. Ba, acum îți dai seama că cei care au făcut aplicația n-au cum să știe exact algoritmul după care îți alege... Nu, dar ci că într-un chest anume îți dă, se știe ce iteme spică, știi? A, da mă, da, așa e. Aoleu, ce roșie, Max. Uite-te-n toți. Voi vedeți unde ne-a dat? Aoleu, ce roșie, Max. Chem elicopterul? Da. Bazard! Fiza roșie. Hai, pisică. What the fuck, cu ce ești îmbrăcată? Hai, sunt sexy pentru că sărbătoresc. Stai că vreau să văd, vreau să văd. Ok, hai, admiră-mă. O, da. Așa. O, da, frumos. Ce cineva Yacht Defense, că e ăla golden. Uite pe Robert, s-a urcat pe mașină. Hai, peste. Vrei să mergem la las, să-l rupem? Cum vreți. Ia, vreau să mă urc cu mașina la tine în elicopter. M-am dat invite. Hydra, vedeți că e o Hydra roșie. Pe bune? Da, am văzut-o. Dă-ne invite la pisici în paie. Mie nu mi-a venit, să știi, niciun invite. Mai dat, nu. Inventory... Gata. Emo, stai așa că-mi iau rocket. Hai să le furăm pachetul ăla, că uite, hai. Facă ea. Sus, toată lumea. Unu. Băi, dar de ce mă împing? Hai că sunt membru. Pisica sus? Hai, hopa. Vrei să le furăm pachetul ăla? Le furăm, da, pachetul. Că ne dă și bani, ne bă, dă. Bă, da, e un Hydra roșu rău de tot acolo, voi vedeți? S-a terminat noi. S-a terminat și un Hydra roșu, aveți grijă că o să ne... Noi. Nu vine spre noi, se duce în direcția lui, dar o să întoarcă și să vină spre noi când ne vede. Este traiectoria noastră, miros. Încă spune dacă se întoarce, tu dă-i înainte, dar încearcă să îl ignori.
Parașutați-vă dacă e. Se duce tot înainte, să trecem exact pe lângă el, nu știu dacă ne observă. Da, îl văd în stânga, văd. Nu, se duce drept. Se duce așa. Asta îmi face atunci. Cu capul înainte. Nu știu unde se duce. Vine din spatele nostru după aia. Vezi că încetinește și cred că se întoarce. Și care-i fața să ajungem în oraș, că mă interesa să ajungem la firmă, știi? Vreau să ducă la tipul ăla, mă, cu... iahtul. Uite, ce să vedem. Da, uite cât de frumos se vede orașul de aici. Ce să mai zici? Ia să văd unde să... bă... acela chiar n-are unde să ducă, că nu-i niciun player acolo, da? Mă întreb dacă noi stăm în firmă și vine cineva cu buzzard-ul. Putem să-l vedem? Da. O să vezi player, e ca în apartament. Ar fi amuzant să vină cineva să încerce să tragă noi. Mie nu știe exact unde e geamul, că nu se vede geamul la firmă. Da. Am nimerit dacă trage, am nimerit noi odată. Am făcut asta și nu dă damage. Îl aterizezi aici? Vezi că-ți dă opțiune pe când ajungi. Frumos, cu stil, așa. Faină. Da. Asta e episodul sau să fie un pic mai lung pentru că e un episod special. E episodul... la ce număr a ajuns pisica la episod? 200. Episodul 200 la pisica? Doamne! Eu sunt la 190, deci... Uai de capul meu! 10 episoade... Uai de capul meu! Episoade speciale peste episoade speciale, ești nebun? Faceți episoade speciale, mă! Să nu vă îmbătați cât fac. Nu ne îmbătăm, frate, nu mă mai îmbăt după ce am făcut data trecută. De asta m-am îmbrăcat așa, că de obicei mă luam kilos pe mine, dar zic așa. Ce, nu ți-a luat kilos pe tine? Ba da, mi-am luat, a zis că mi-am luat haine, de obicei mergeam doar în kilos. Acum e mai special. Cream că nu ți-ai luat kilos pe tine. Nu știu caracterul ăsta dacă are sau nu, că nu... Bă, se vede prin fusta, ești nebun? Pe bune? Ba nu. Cream că-mi zici... Că e colorat în așa fel încât crezi că se vede prin fustă, dar nu se vede prin fustă. Aș fi vrut eu. Să fie. Trei creituri? Bun. Păi da. Uită pe Robert. Și face... Se uită la unghiile lui că sunt făcute la perfecție. S-a dat coajă. Băi, are părul alb. E bătrân. Am bătrânit, da, bătrân. Am bătrânit și el. Da. Să iei elicopterul ăla rapid și mă pui pe mine pilot. Nu luăm bazardul? A, vrei să... De fapt, da... Ar fi o idee pentru că e Hydra ăla pe hartă. Vrei să conduci tu? Da, cum vrei. Pe atâziu. M-ai pus pe mine sau te-ai pus pe tine? Da, ok. M-a dat pe mine acolo. Uite-o pe pisica cum stă crăcănat acolo, ești nebun. E bine că e camera de parte. Stai să mă uit să văd dacă... Aia nu se vede nimic. Hai să văd ea. Aia nu se vede, camera-i... Ba da, se... Ce? Se vede? Se vede mai? Nu. No. Dar de ce nu mi-ai zis să strâng și o picioarele? Da, mă, ce vede? Ce culoare sunt? Roșii? Roșii. Uite în față. Aici e undeva jos. Bă, poți să trag cu RPG-ul, ești nebun? Counterfeit goods, din nou avem bani falși. Bani falși? Vreau să-mi iau și o haine, îmi dai și mie niște bani? Au. Mamă, dar ai lag. Am lag? Da, nu, eu nu-l văd în lag. Pe Max. Deci, uite cum se aruncă. Încă te jucură, eu timp. Dacă se duc ei acolo că... Cred că mașina aia e... Bă! Era unul sus aici. Fuck, vezi că stă și jos. Bă, sunt mulți, sunt foarte mulți. Bă, mi-au blocat intrarea și ieșirea, nu pot să cred. Dai. Da, acum ai ieșit spre de pe aici. Hai că... Am loc să ies acum. Uite-l pe ăsta, un pic... Vezi că vine din spate... Aaa, m-a omorât! Eu nu pot! S-a dus pisica! Pisica, ești bine? Nu, am murit și eu. Fuck! Bă, nu mă așteptam la asta, sincer. Haideți voi. Glumești? M-a luat un AI pe capotă. Femeie, oprește-te, ești nebună! V-am lăsat un turret de limon în spate. Găsiți-l. Frate, deci... Femeia asta m-a luat pe capotă și mergea cu mine așa ca în film, ești nebun? Și nu se oprea, frate! Uite, știi ce blocaj mecher au făcut ăștia? Am văzut! L-am împins până și am intrat să mă... A fost mai ceva ca în filme. Da. Pisica, tu tragi? Da, eu. Vino încoace. Dacă ai zis să-mi iei, că avem... Păi nu știu unde e. Uitați-vă pe hartă, că e verde. Uite-l, că e acolo, pe străță. Ah, da. Vine un jet, un Hydra la noi. Fuck. Pe noi. Oricât de blindat ar fi asta, nu o să ne ajute foarte mult. Mai am un pic și ajung la depozit. Dacă nu mă nimerește acum, m-a nimerit odată. Fuck. Hai că venim. M-a luat. Am urât. Was destroyed! L-am pierdut pe ăla? Doar pe ăla sau...
Toate? Da. Hai să luăm altele atunci. Frate, dar când a venit ăla și... Am pierdut 18.000 de bănuți. Astfel. Dar cum ai pierdut 18.000? Până la urmă nu am... Pe când comanzi crate-urile, ți-a din banii tăi. Doar la... Vezi că umblă ăsta pe aici. Hai să-l dăm jos. Pune-te la turătă. A, te-ai pus în față, bravo. Gata. Ați tras, hai. Ula, am urât, gata. L-ai luat? Da. Frumos. Frate, ce om. Bă, și-am trebuie... făcut treaba până că... Na, cam asta e misiunea, de fapt, știi. Da, vine el repede, mă, cu hidraul lui. Bă, mai aveam așa puțin și ajunge. Știi ce facem, frate? Du-te și ia creator din nou. Eu nu mai vin la firmă. Tu te duci la firmă. Eu mi-au hidra și stau și vă păzesc. Ok, și dă-mi mie pe Robert atunci, să urce la turetă. Păi nu știu unde e. Pleacă tu, conduc eu. Mi-au hidra și stau și vă prăzesc, frate, și hai să vină, care o veni. Și rup în două pe toți. E cam ăla-i planul. Trebuie să avem un defense foarte bun. Mă duc eu cu Robert. Aia, faza e că nu ni s-a mai întâmplat până acum să vină un hidra. Bine, s-a mai întâmplat când am dus camionul ăla, da. Chiar să vină... Am zis că, bă, împarte cealaltă hărții, nu vine, știi? Aproape scăpase, mai aveam de făcut la stânga și stânga și ajungem. Asta e, n-ai ce să faci, până la urmă asta e misiunea. Da. Și misiunea celor de pe server e să ne oprească, așa că el n-a făcut nimic rău. A făcut exact ce i-a scris pe ecran. Da. Dar, și eu voi face ce-mi scrie pe ecran și-mi voi lua Hydra. Vezi că e pe jos acum, tipul ăsta, e la noi la depozit. E să fie sănătos. Cum îl cheamă? Nu știu. Poate îmi pune ce patul sau proximity mai când ajung acolo. Să, bă, eu îl cred în stare, dar dacă e acolo dacă o să trag eu cu Hydra. Dispar alea. Știa. Te duc eu, Mihai, la ăla unde e nevoie? Am ajuns la office acum. Dacă îmi zici cum se cheamă. De poliție. Cum se cheamă persoana aia? Mă duc eu după el să-l rup. Pam pam ăla? Cred că a ieșit. Ăla e cool, nu e cool. Pam pam sau... Dar nu e nimeni lângă depozit, deci... Înseamnă că el a ieșit. Bă, mă prinde poliția, chiar da, aici e pam pam 78. Și-a dat seama că o să o pățească. Ha. Hai, comand acum, creiturile. Ata, aveți protecție din ceruri acum. Din ceruri de la Dumnezeu. Da. Te rog om la Max, nu mai rângă la da. El. Acum vine... Ce-ai făcut, mă? Vine Aude, Hydra. Aude, Robert, mă, a plecat Robert. What? Nu, era cu tine în mașină. S-a arătat că s-a urcat pe mașină și după aia nu mai era om. Ce faci, mă, Robert? S-a urcat amândoi. A, a ieșit din mașină, dar nu, e tot acolo. Collect the animal materials. What? Animale? Da. Dar vreau să le văd. Furăm animale? What? Materiale pentru animale. Materiale pentru animale? Cum? Îți gardă? Zgardă, mâncărică. Pe bune? Nu știu ce. Coteț, pătucă. Hai, sunteți gata? Da. Nu, ai știu ce... Numai că eu nu... Eu văd unde e măcăritul ăla sau... Eu mi-a apărut un puc verde. Mie nu, deci o să trebuiască să... Ești în aer, cred, și de-aia. Păi nici mie nu mi-apare. Deci cred că doar ție ți apare și dacă suntem cu tine în vehicul, ne apare și nouă. Păi nici după mine. Vin după tine. Eu oricum stau în cer și te păzesc. Mai am un kilometru 40, deci nu e așa mult. Care vrea să-l omoare pe Mihai, o să aibă de-a face cu mine. Oh my god, câta Hydra pe cer. Întreagă. Nu, e jumate. Jumătate de Hydra la cea un cu cartofi. Fac hover pe ce-i mișto. Mai un pic și-am ajuns. Mă, să nu dau cu capul din perete ceva. Ar fi păcat. 300 de metri. Ce-a făcut? Despre și că e oameni... E altul, o? Sunt trei cutii. Ok. Unul e aici, în drept. Ajung lângă el. Că îl păzesc pe Mihai de sus. Nici eu nu le văd, trebuie să te urci cu Mihai în mașină dacă... Asta e tuba. Asta e? Nu e asta. Nu e? Nu. Mai în față pe dreapta. Sunt aproape, nu sunt departe, ceea ce e mișto. Nu trebuie să mă plimb jumătate de hartă. Hai să mă uit pe hartă să văd dacă e vreun amic prin zona. Bă, nu e. Au plecat ăștia sau ce au făcut? Nu știu. Mai bine pentru mine că pot să fac astea. Bă, frate, acum v-am văzut pe toți cu verde, așa. Da, sunt cu verde că suntem în crew. Și mă confund, înainte știam care e Mihai și care e Max. De asta e după? Ai? Da. Stai să omor pilotul. Pilotul? Pilotul.
Pilot de Formula 1. Pilot. De ce? Pilotul de dubă. Vasile, dă-te jos. Îți dau hidra asta, nu vrei? Sau, a, trebuie să duci duba. Trebuie să duc duba, deci trebuie să ajung la destinație. Bă, duba cu roșu, mi-arată cu roșu, ca și cum ar trebui să te omor eu acum pe tine. Da, și mie mi-arată tot cu roșu. Oare de ce? Că suntem... Păi, suntem toți la fel, vezi că tu suntem verzi. Oare cu roșu? A... Nu ne-ai invitat? Ba, nu, că mai, suntem verzi, că... Nu vezi că numele nostru e cu verde? Am deschis M și m-am uitat că organizația e plină, deci... A, deci suntem toți. Da, suntem toți. A, uite că mi-apare. Mi-apare să vă dau dismiss. O, oh, mi s-a dus aripa. Serios? Da. Aterizare forțată! Bum! Aterizează, știu pe unde sunt eu. Au. Ce-ai făcut, Max? M-am dus o clădire cu coada. A, am înțeles. A, făceai hover? Da. A, da, aia. Da, păi ce nici mai fac de-astea în hover? Zic că trec la limită și... Pop. Știu, dar nici n-aveam... Adică, cum aveam să te apăr decât cu hover-ul? În GTA 4, dacă ținem minte, când furai o mașină, puteai să dai față-spate, față-spate și ți-o fura mai repede? Da, dar merge și aici. Merge și aici? Da. Că tot timpul încerc chestia asta și parcă nu-mi face nicio diferență. Face, dar nu prea se observă. Știi, poate în single player e mai bine. Îi fac zile negre în Robert. Bă, dar unde sunt ăștia, mă, de pe server? Adică îi văd pe hartă, da? Da, și la fel. Pe hartă, pe asta, că se omoară, dar nu știu unde sunt. Oh, 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 ce explodează pe aici prin zonă? The Silas. Vedeți că bubuie chestii pe aici. Aveți grijă. Da, încă nu. Bă, tot bubuie chestii. Pisica, tu faci? Oh my god. Te-a panicat, recunoaște. Păi da, pentru că... E... Nu, nu e amuzant deloc. Ce amuzant era, zic că bă, vedeți că bubuie ceva. Păi pe chiar, aici. Da, pentru că aș vrea să ducem cutia asta cu siguranță în... Avea un pic. În depozit la noi. Aici undeva, nu? Aici, stânga, dublu. Mamă, ce drift perfect, ești nebun. Nici dacă și vreau. Și eu cu duba. Dar cui e mașina asta? Aia, e perfect. În sfârșit am dus... Ce? Nimic. Oh my god. A comis-o? Nu, m-a călcat Rob. Mă dau așa jos, bum. Special cargo delivery, ia să vă cum arată. Ia să vă, mă, ce e asta de pisici? Vreau și eu, vreau și eu. O fi de căței, de pisici? E... De șobolani, de șerpi. E ce-și dorește pisica, să-și pună în șifonier. Ce? Ce? Aaa, știu, da. Asta ultima, ultima. Glumești, sunt haine de blană. Haine de blană de animăluțe adevărate? Sau artificiale. Și stai puțin, astea ce-s aici? Mie nu-mi plac astea. A, sunt tot... Bă, sunt trei... Bă, uitați-vă aici, lângă! Sunt de alea de... cornuri de alea. Cornuri, da. A, sunt artefacte de alea de la muzeu, parcă odată cu tablourile, parcă le-am luat pe alea. What the fuck? Cât de tare. Ia zi, vrei să vindem... Hai să vindem. Sunt ăștia puși pe kill-uri, văd, ăștia crotul. Văd, observ, dar hai să încercăm, nu știu, vreo 3 crate-uri zic că ar merge să le vindem. Astea care le-am luat, a? Da. Acest zis laptop. Pot să vinzi un crate 4 sau 7 și momentan avem 7 în total. A, bă, așează-te așa. Vindem una? Zici că-s pedepsiți, că stau și aici. Ia, stai așa că mă pun și eu aici, stați așa, băieți. Trage, fem! Ia, uite, se joacă la rând. Păi, am zis că se pune pe scaun femeia. Alo, lasă. Bine, Mihai, salvează-mă că mi s-a lipit fundul de scaun. Lol. Nu, acum am merge gata. Ignoră ruta aia mov. S-o ignor? Da, da, aia galbenă. Ia uite pe Mihai. Ia mea. Salut! Hei, ce faci? Care trage? Mihai. Pisica trage, bineînțeles. What the fuck? Mi-a vibrat telefonul, mi-a sărit inima din piept. Doamne ferește. Ești așa tensionată? Trebuie, bă, să ajungem la aeroport. Avem creditorile din avion iarăși. Da. Au. A, mi s-a închis. Ce? S-a închis telefonul, nu mai aveam baterie. A. Da, sunt așa urât. Se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Trist. Hai, uite, toată să-l pun. Sailing smaller ship runs a special cargo will delay your tracker from pinging a signal. Aha. Hei! Lol. L-ai îndreptat un pic. Dar s-a oprit de stâlp. M-a încercat. Va fi la fel ca...
Ce am făcut data trecută cu avionul și să dăm drop la pachete sau diferitoare? Cred că la fel. Crezi? Nu știu. Meanwhile, call a Hydra. Vrei Hydra să... da, e o idee bună. Deci noi trebuie să ajungem înăuntru în aeroport, da? Da. Că GPS-ul meu mi arată total eneronat, adică... Știi ce faci, nu? Ocolesc, asta sar prin partea aia. Sar aici, în dreapta, unde îi spart peretele. Știu. Aici, hai, du-te cu viteză. Nu, că aici trebuie să cazi. Și să sar pe rampa aia din dreapta. E cam... Da, puteai să ieși peste gar, cred. Păi asta ziceam. Crezi că sar bine pe aici? Da. A, da. Mergi. Frumos, da? Polițistul ăla de acolo nu zice nimic, e tot. Da, și că uite o mașină care a sărit gazul. Păi, dar zicea cineva în comentarii că a vogat în update-ul ăsta nou și să deschidă porțile automat fără să mai trebuiască să faci tu ceva. Păi, dar oară nu știu așa? Că te-am băgat eu odată pe aici. Nu, gen, când intri, prima dată tu. S-a aruncat Robert în avion. Ăsta. Hei, nu ne lice, nu ne lice. Hai că mă urc și eu cu el. Eu voi. Tu ți-ai Hydra? Măi, eu l-am luat, dar nu-l văd pe hart. Apasă F. E aici pe aeroport. Asta fac, dar nu merge. Trebuie să mai fie un loc în ăsta. Nu cred. Merge, înseamnă că nu mai loc. Fac. Hai, mergeți voi, mergeți. Stai că mă dau jos atunci. Stai că mă să-mi chem și eu ceva, îmi chem în bază. S-a dat jos și el acum. What the fuck? Condu tu, Max. Ok. Vine cu Hydra în spate. Iau și eu un avion de pe aici, dacă găsesc. Deliver to the drop off. Lock on jammer, what the fuck e aia? Ai gem ca să nu poți pune loc pe tine, auzi. Și cum fac asta? What? Nu știu, scrie acolo, n-am fost niciodată. The missile lock on jammer is available if you have a passenger. Ah. Și-o trebuie passengerul să facă. E și casa Robert. Păi Robert e cu mine în avion, dar nu știu că știe. Eu, deci n-am mai văzut până acum. Deci poți să blochezi, dacă îți face lock on, să blochezi. Dacă îți face lock on, poți dai jam pentru câteva secunde. E bună treaba. Da, s-au gândit și... Sunt în aeroport și nu e nimic, frate. M-a speriat iahtul tău. Mașină. E nici un elicopter nu e. Nu o mașină de pe aici. Am decolat. Stai mă, da, pisica a rămas cu mașina, dar tu n-ai elicopter, mă, n-ai niciun... Am, dar am zis că găsesc pe aici, nu, mă, acum am dat-ți unul. Stai că-mi chem acum. A, aia sunt departe. N-ai stres, Max. Unde sunt? Sunt departe, au pus acărții în dreapta. Dar ce fac aia acolo, mă? Fac și emisiuni sau ce? Nu știu, fac și ceva pe acolo, dar... Că îi văd că se omoară și chestii pe hartă, uite. Probabil se iubesc între ei. Aaa, dar voi vedeți unde sunt punctele? Unde? În departe, rău. Hai, asta e. A activat... Ce? A activat jammer-ul, dar nu știu de ce. Am vrut să vadă cum merge, probabil. Nici eu nu l-am folosit, deci nu știu cum funcționează. N-a probabil nu poți să pui loc, știi? Scoate niște sunete ciudate, dar îl ține activat. S-ar trebui să-l dezactiveze că îl pierdem, adică... Nu știu dacă are cooldown sau ceva. Lock on jammer, deci pur și simplu... Uite, deci a ajuns... Roțile. Să vedem unde e Max. Acum. A ajuns pe roșu jammer-ul. Probabil l-a consumat de tot. Da, l-a consumat de tot. Se reîncarcă, cred. S-a reîncărcat, da, da, da. A, da? Da. Asta e șmecherie. Vin cred și că, eu, cred că testat. Ai și tu Hydra sau ce ai? Avion? Da, cine, pisica? Da. Zbor într-o parte. Eu nu știu să zbor, deci e complicat acum ce fac eu. Cred că o să... Adică nu știu, ne duce departe și mă gândesc că te vezi unde e flare-ul acolo. Nu știu de pe, mai știu de pe ce buton dădeam asta aici, dădeam pachetul, mai ții minte? De obicei cu E. Cu E. Cu F te arunci din avion, da? Ca să nu le încurc. Da. Da. Cum ar fi? Ar fi. Ar fi comic. Da. Ar fi comic trist, știi? Chiar nu. A! Săgeată într-o parte trebuie să apeși. Într-o part? Da. Ești pe controller? Nu. Pur și simplu săgeată, a dat jammer-ul, a activat jammer-ul, s-a panicat Robert, nu știu de ce. Să nu tragă militar în tine, probabil. Dar scoate un sunet foarte ciudat acest jammer. Wow, wow, wow. Ok, următoarea e în față și următoarea e un pic mai încolo. Vezi că ne le-a dat pe toate în direcția asta. Parcă bate vântul, frate, că așa nu poți să controlezi Hydra asta deloc. Parcă mi-o trage. Bate vântul, bate vântul. Dacă n-ai skill la flying... Un pachet, l-am dat. Se balansează mai rău. Vezi că a dat cineva disappear de pe hartă. Vezi să nu vină la noi, ai grijă.
Cineva s-a scos de pe hartă. Nu pe hartă, tot sunt în oraș. Pe lângă noi nu e mai nimeni, deci. Păi n-ai cum să-l vezi pe hartă niciun caz. Scos. A încercat el ceva. Nu s-a scos el, mă. Bă, dacă eu nu vă mai văd. Acum văd. Văzusem pe cineva, parcă has gone off the map sau ceva de genul. Cum scot trenul de aterizare? Pe G. Pe G? Da. În mare parte vrei să-l ții, da, vrei să-l ții că... Să-l ții închis, adică să-l ții în momentul în care zbori. Am ajuns lângă voi, aproape. Gata, am dat încă unul. Sold! Special cargo sold. Și acum mi-a dat crew rank 9, tag. Îmi dă ceva pentru că fac level la crew sau ce? A, îți deblochează niște vopsele, parcă. Alea mișto verzi? Băieți, da. Așteptați-mă și pe mine. Eu aterizez aici. Intra și eu. De acolo? Hai. Dacă vedeți o bubuitură, să mai știți un, că nu sunt mai eu. Mai e un... interesant. Mai era un flare. Voi vedeți fumul ăla roșu de acolo? Care? Când mă uit în depărtare... A, cred că a mai rămas puțin, dar a dispărut. Ia uite pe pisica, opa! Dă-i trenul de aterizare, că nu l-ai... S-a dus în stâlp. Bum! Ai fost aproape, ai fost foarte, foarte aproape. Ia, vreau să încerc ceva, Mihai. Lasă-mă să mă urc pe Hydra. Stai, vezi că a pus Robert C4 pe el. Ca să știi. Ok, s-ar putea să mă bun. Și acum ridică-te tare. Ia uite-mă ce faci. Ridică-te tare de tot, ca să pic. Să mă lipesc de Hydra auto. Așa. Uite asta! Ce ridică la oh! Bă! Sunt bine! Bine? Au C4, cred că o să murim în curând. Aoleu! Cât te-a pus, mă, pe tine? Te-ai crăcit, mă! Hai că eu încerc să-ți fac contra când tu pici să nu se nu treci în laterale, știi? Te-ai dus! Am parașută! Hopa! Eșec! Frumos! Lol, cum a picat în fața mea! Mi-a plăcut? Mi-a arătat că te-am omorât eu, dar eu n-am făcut nimic! Dar nu știu, mai are bug-uri de genul ăsta ocazional, dar... Și măcar n-am tras! Adică oh my god, m-a omorât Robert! Nu cred că a vrut, cred că a scos arma și a vrut. Dar e ciudat pentru că la CEO te poate omorâ, dar la VIP nu. E ciudată chestia, ia-te-i să văd. Bă, a fost un succes misiunea asta. Am reușit să vindem alea, m-a omorât și pe mine. Pentru că de ce nu? Oricum, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!